În perioada 11 mai 16 iunie se desfășoară cea de-a 12-a ediție a Marii Aventuri Urbane, festivalul Bucurie în Mișcare România. Weekend de weekend, 9 orașe vor deveni scene ale bucuriei și ale mișcării. Sâmbătă 25 și duminică 26 mai, parcul de la poalele cetății din Deva devine centrul mișcării. Așa că nu ezitați să petreceți timpul liber de calitate și alăturați-vă aventurii Bucurie în Mișcare, unde veți avea parte, indiferent de gen și vârstă, de activități distractive și sportive pentru toți. Evenimentul Bucurie în Mișcare oferă diverse modalități simple și interactive de a avea un stil de viață activ. Începători sau profesioniști, elevi sau bunici, colegi de muncă sau vecini de bloc, mișcarea este pentru toți. La Deva, în acest weekend, toți vor avea parte de două zile pline de distracție, sport și competiție sănătoasă. Sâmbătă, de la ora 10 dimineața și până la ora 18, tinerii din Deva sunt invitați să-și demonstreze calitățile sau să participe din curiozitate la activități precum dans, gimnastică aerobică, fitness, campionate de mini-fotbal și tenis de masă, spectacole sau concerte, sau concert de chitară, dar și la atelierele de face painting sau demonstrație de robotică. Duminică, în același interval orar, mai multă mișcare, mai multă adrenalină. Dans, balet, arte marțiale, karate, karaoke, parada bicicliștilor, tragere la țintă, concurse de tracțiuni pentru bărbați și izometrie în genoflexiuni pentru femei, concurs de stat pe planșă. Așa că nu ratați în acest weekend două zile de bucurie în mișcare în Parcul Cetate din Deva.